Cea de-a patra ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești s-a încheiat cu piesa Carnavalul de Ion Luca Caragiale. Piesa a fost jucată de actorii Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Sala Teatrului Mihai Eminescu a fost arhiplină, iar spectatorii au fost încântați de interpretare. Și organizatorii spun că festivalul din acest an a fost un succes. Eu nu mă scoală niciodată la apă. Pentru că supăr de... Te măsească cu ce scot pot, dar... Nu te măsească fără de bătăi. De bătăi, știi cum le... Lasă-mă în pace, omule! Spectacolul este o montare fidelă a textului scris de Ion Luca Caragiale și aduce pe scenă lumea carnavalului și a bâlciului într-un vârtej de situații caragioase, iar muzica din spectacol este interpretată live de actorii Teatrului Național din Sibiu. Acele tipologii, să zicem, cumva, ale lui Caragiale, care au fost interpretate admirabil în trecut de mari actori, acum, în viziunea dânsului și interpretarea noastră, sunt într-o zonă actuală, extrem de directă, neteatralizată, mai ales acum în anul centenar, mi se pare că era neapărat extrem de necesar să fim prezenți aici și să ne îmbrățișăm și să ne dăm mâna și să ne unim cumva. E un text fundamental al dramaturgiei românești, făcut de domnul Silviu Purcărete acum 8 ani. Am călătorit cu el roată împrejurul lumii și ce este extraordinar, că umorul lui Caragiale este înțeles peste tot unde mergem în lume. În an aniversar de centenar era normal să venim cu dramaturgie românească la cel mai înalt nivel. Dacă vreți să fiu sinceră, poate picătură, anume pe calea asta s-ar face unirea. Eu cred în asta și sper că ea se va realiza astfel. Reuniunea Teatrelor Românești este un proiect de suflet menit să construiască poduri culturale peste Prut. A fost o ediție specială, o ediție dedicată centenarului Unirii și i-am avut pe toți, deci cei care au fost planificați, toate teatrele naționale din țară au fost prezenți. Avem nevoie de teatru românesc, avem nevoie de... Și noi, actorii Teatrului Național, organizând o reuniune a Teatrelor Naționale, e și o competiție între noi, o competiție frumoasă, în sensul frumos al cuvântului, o competiție sănătoasă, unde vedem realizările colegilor noștri. Noi suntem același neam și sigur că și arta este una și aceea și este numai pentru binele nostru. Asta e minunat, e excepțional. Noi deja vedem ca... Suntem prezenți la orice piesă românească și astăzi în special dacă e ceva de Caragiale, cum să nu venim? Spectacolele au fost dedicate centenarului Unirii, iar toate piesele sunt scrise de autori români. Telejurnalul se încheie aici, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți știrile orei 18. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă în continuare, bucurați-vă de soare alături de cei dragi vouă. La revedere!